Domnule deputat, se strâng semnături pentru europarlamentare și alegeri locale. Cum apreciați că se derulează alegerile din acest punct de vedere? Comasate. Partidul Comasat Român a unit două tipuri de alegeri. În opinia mea e neconstituțional acest lucru. Vorbim de alegerile locale și de alegerile europarlamentare. Dar ce am constatat, eram fost la Oltenița și mă uitam pe niște liste. La alegerile europarlamentare, așa arată formatul, pentru listă de susținători. Are următoarele rubrici și noi strângem și noi. Număr curent, nume, prenume, data nașterii, denumire, act de identitate, serie, număr, semnătură. Asta este varianta oficială venită prin Ordonanța 21 și prin hotărârea de guvern validată de AEP. Ce au făcut cei de la AUR? Au adăugat la lege un supliment. Repet, este adăugat la lege, nu este prevăzut în hotărârea de guvern și nici în nu e avizat de AEP. Ca să le ia datele cu caracter personal. Le-au trecut telefon, adresă. Să se uite cu atenție oamenii care semnează pentru AUR, pentru că, încă o dată, omul ăsta, George Simion, demonstrează că e diabolic. Este legal, la lege. Este legal strângerea de astfel de semnături? Nu, păi, dar nu este prevăzut în lege. Aceste date sunt cerute suplimentar pentru a le centraliza datele cu caracter personal într-o bază a partidului, ceea ce este ilegal în opinia mea. Oamenii să privească cu multă atenție. Repet, ca să înțeleagă, asta e formatul oficial, formatul guvernului, care are următoarele componente: număr curent, nume, prenume, data nașterii, act de identitate, serie, număr, semnătură. Iar AUR adaugă la lege, adaugă la listă și telefon și adresă. Oameni buni, nu mai semnați pentru AUR, că vă păcălesc, vă iau datele cu caracter personal, au adăugat la lege. Atenție mare la cei care vă mint deja din campania sau din precampania electorală. Mulțumesc mult!